În episodul de astăzi o să ascund mașina, după care o să le pun la băieți un checkpoint, iar ei trebuie să găsească mașina. Cel care găsește mașina primul, atenție, și se suie în ea. Dar șaormă, șaormă, bine, o să vedeți o șaormă. Dar fii atent, dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LCT pentru o mega reducere. Salutare prietenii mei de pe YouTube, ce faceți ăsta? Și bine m-am regăsit într-o dimineață minunată. Vedeți că nu sunt foarte coerent astăzi, nu știu ce se întâmplă, de când mă trezim ăștia cu noaptea cap să filmăm în loc să mergem la cafea și eu nu mă trezi și uitați-vă ce pijama frumoasă am. Amice, dacă ieri ne-a adunat la dudoască... E 12, băieți, e 2! E 10! Scârbilor! E 10.45! Scârbilor! Ce mă speriai că m-a scos, dar deschise-i ăla. Deschise o cutie pe CSGO. Nu uitați să apăsați pe butonul de pe cum am zis început să vă abonați și să mă urmăriți pe Facebook, aveți un link în descriere că postăm clipuri de gaming. Da, super plin de viață, nu mă vezi, dar pe fața mea se vede că sunt obosit. Așa, astăzi, pentru că mi-a plăcut ideea din episodul de data trecută a unui YouTuber, nu pot să-i dau numele că-i fac reclamă. Ah, da, nu, bravo, că așa mai fac un YouTuber, dar ei nici nu zic. Nu, că ei nici măcar nu zic că s-au luat după cineva. Nu, amice, nu. Zic. Nu, astăzi mă... Ascultă-mă. Am găsit ideea asta în afară. Bă, care vrut că ultimul în cameră. Nu râdeți că asta am mai făcut-o și eu când era mai mic. Păi da, bă, dar ideea chiar era din afară, da. Haideți că trebuie să le zic la oameni ce facem astăzi. Bă, verși că mi-a plăcut ideea de a ascunde o mașină și restul să o găsească. Și trei perspective și toate cele. Așa că în episodul de astăzi o să facem fix același lucru. O să ascund mașina, după care o să le pun la băieți un checkpoint, iar ei trebuie să găsească mașina. Cel care găsește mașina primul și se suie în ea. Atenție. Atenție. Și se suie în ea. Nu știu ce vreți să primiți. Dar șaormă, bine, o să vedeți o șaormă. Dar fii atent. Bă, cum pui clipul? Tu poți să-l pui gen, tu o să-l pui luni clipul, dacă nu mă înșel, deci poți să ne dai mâine o șaurma. Sigur. Păi da, mâine amici avem. Sigur, dar vedeți că cred că o să-mi dați voi mie șaurma. Voi n-aveți ce mânca, sunteți nebuni. Mamă, mâine avem grătar. Fai de mine și noi n-avem ce mânca și noi avem grătar, nu se poate așa ceva. Păi de ce aveți mă voi grătar? A cui este ziua? Alu mama ta, amice. Alu mama ta, amice. E iulie. Da? Păi da, dar mâine vedeți că trebuie să primăm forță. Mașina e repede așa, cam de dimineață, cred. Da, pa, mâine e lumină. Un challenge greuț ăsta, cred. Amice? Bine, eu sunt și prost. Stați-vă. Eu cam mănânc, amice, te deranjează? Bă, pe el nu, dar mă deranjează pe mine. Amice, astăzi o să vin îmbrăcat ca Peaky Blinders. Da. Mi-a trimis mie o poză aseară, să stai liniștit. Ce mie? Ce? Păi, dar ce, amice? Dar nu-i mișto? Take a little walk to the edge of a town. Și poate mi-aduce o biță, o viță vreun trabuc. Mă. Bă, dar ăla nu fuma trabuc, nici. Nu, rahat, opresc pe asta, mă. El nu, dar Arthur da. Stați un pic că e o problemă aici. Nu, Arthur fucking Shelby, n-ai nicio șansă. Că Arthur fucking Shelby era cancelat. Gata, băieții. Deci mă bezi de te... Păi nici. Tobi nu era gras, ce prietenii mei, vreau să fac ceva. Deci, regulile acestui concurs sunt în felul următor. Voi puteți să folosiți mașini, dar nu personale, doar mașini de pe stradă. Păi ca să fie o competiție egală, pentru că sălbaticul nu are mașini bune. Cum? Așa? Și vă puteți ucide între voi. Dar, atenție, nu aveți voie să vă ucideți dacă vă urcați în mașină. Gen, dacă o găsiți. Hai să nu poliție. Da. Vezi insula aia mare din dreapta de jos de lângă aeroport? Nu aia mică, aia mare. Da, vezi? Cum zici? Da, vezi, da. Îmi pui ce-mi pui. Păi vin, dar până ajung, mă gândeam că poate trebuie să fii singur. Amice, insula aia mare. Mare din dreapta de... Docurile, gen. Da, gata. Unde e cum ar veni portul al mare. Da, exact. Amice, îmi pui și mie ce-mi pui, da? Ia, pune și lui ce-mi pui, că na. Cred că pe aici, pe undeva. Da, așa că vin și eu amu, dar... Hai că mă urc și am și plecat, hai pa! Nu, amice, dă-mi checkpoint! Nu, prostule, nu, că nu începurăm! Păi dărăși-mă checkpoint-ul ăla! Nu-i dă băi ce checkpoint, auzi, că nu-i pun! Să-și pun eu sigur! Chiar nu știi unde e! Da, prostule! A, da? Bine! Da, fie arăcul de urât! Stai că mă urc acum în mașină, fraile! Șmenghene! Șmenghene, jos din mașină! Scuze, băieți, stați așa!
Dar ce fac ăștia? Ia uite-te la ei. Da, te morți, măti. Ce proști suntem, ce proști ești. Unde bă, ești, salvaticule? Vino, mă. Ete, sunt în cur după ușă. Mamă! Ajunse-i amice, gata. Ia o mașină, hai că n-ajunsă. Minte, frate, că n-ajunse. Păi da, ia-o pe aia roșie. Păi de ce îți place ție aia roșie? Păi e mai bună. Hai, vin, salvaticule, hai. Păi da, ăla e nesimțivere, că eu nu știu unde trebuie să mă duc. Săram prost. I'm so lonely, bro, calenge. Nu vin cu tine, salut. Da. Du-te corect. Că eu mă duc cu elicopterul, că poate, poate trebuie să intervină o forță divină în acest episod. Poate nu. Eu cred că cam trebuie, că ăla e un nenorocit. Ai, nu știu dacă el e nenorocit sau tu ești fraier. Păi că el e nenorocit. Doar ce plecă și căzut în parcul ăsta de aici de lângă amice. Mă aruncai, nu căzui. Da. E o diferență. Dar bine că îmi sparsă prostul ăla roata. Până asta te așteaptă. Mă așteaptă, s-o aștepte pe asta. Așteaptă să te facă praf. A, nu, dă după mine, handicapatul. Vezi că pe tine te așteaptă. Bă, care trage mine? Aliatul meu puternic. Putu-te în gură, ia uite la ei, șobolanii. Aha, Mililico! Ce faceți, mă? Ne batem, frate. Ha. Bă, vezi că n-ai voie să tragi cu din alea culoase. Hai, pa. Da, te-ai dus. Bă, bă! Păi dar nu e corect, frate, că trage cu agheu, ești nebun. Se pare corect că mi-e nebun. Mi se stricaste elicopterul. Fugi, run, neamărine! Run! Unde l-am, mă, pișeam așa? Bucur, poruș! Pe încăcat, eu n-am cu asta arme! Cu mine ce ai, bă? Alo, alo! Că tu-l susții, bă? Păi nesimțitule, păi eu te-am omorât pe tine data trecută! Păi n-ai zis, păi după ce-ai spus început că n-avem voie să... Da, da, bă, da! Regia. Șmeghere, șmeghere, stai! L-ai speriat! Hai, fie aracu de mașină! Că am explodat elicopterul și nu-l găsesc acum. Mai trebuie să vin într-un minut jumate. Run, nea sălbaticule, run! Run, Marina, run! Nu, că iar trage după tine. Na, futus. N-apucai. N-apucai. Ei, bă, dar de ce mă luăm pe mine poliția? Că l-a trasă. Fusă și la mai aproape făptaș. Hai, hai, hai odată, hai după idiotul ăla. Luam iar coile. Uite-o drept cu mașină. Păi și ce dacă ți-o pusă aproape? Ăla e mare. Adică gen, sper că nu-l găsiți atât de repede. Eu zic că... Sunt 4 minute deja, ce? Temptați oricum. Eu zic că o găsiți greu. Băi! Aha! Ce-o? Scăpai. Ce-a pus un bounty? Băi, nici ai milițul. Zice... A bounty of 9000 has been set on Bercea, what? Bă, dar de ce ăla idiotul și godia aia pe la merge în continuu așa? Cum adică în continuu? Și nu se mai oprește. Păi dacă mi-a explodat și elicopterul și nu putui să-l bubui. Păi dacă e prost. De ce ai făcut una ca asta? Da, lasă că-l omor acum. Și că nu-s pregătit. Da, mă omor, iată, mi-l suci. Păi ce zic că... De ce nu-i săci că n-avem voie să tragem în regie? De ce? Da, de ce trebuie să-și? De ce? Dar noi de unde știu care e mașina? Păi, nu e o mașină normală de asta l-aveți pe stradă, amice. Amice. Bă, eu sunt sălbatic, nu s-am uitat. Bă, ajuns să jigodia, bă, amice. Bă, dar asta așa știm în viață, mă. Data trecută al dracu de se grăbea, acum talpă. Acum am luat poliția să mă piși pe voi, ia omorți-mă, mă, scârboșilor. Mai întâi, mamă, dacă ta garajul ăsta mare. Ca să rezolvăm problema, sigur nu o să găsesc mașina asta. Ar trebui să nu vă mai omorâți pe acolo, bă. Că dacă vă omorâți pe acolo, după aia pierdeți mașinile. Mă, mai... E prostul ăsta, ia uite după mine. Sugea mea e tot cariciu, na. Aoleu! Bă, dau... Unde mă dă nu? Vai de capul meu. Stai așa, mamă, ce bine că filmează și aia, că altfel să-mi bat piciorul. Na. Na, dar de ce nu l-am? Nu, ieși. Stai așa, că-ți dau acum, stai așa, că-ți dau acum. Pe tine de poliție proastă, na, mori și tu. De poliție. Bă, dar de ce nu mi-am pălat miniganul? A, ba da. Bă, nu trage cu miniganul el, bă. Dormă măsa. Bă, du-te, bă, de adică dormă măsa, ești prost? Păi te bată ăla cu pistolul și tragi cu miniganul. Ce pistol, mă, care și el uzi?
Păi, te nenorocesc cu Uziu. Ce armă are? Amice? Cum arată ca mașina aia? Este Bugatti-ul, Trax-ul. Opa. De ce îi zisești, frate? Îi dai indicii cumva? Ha. Cred că o găsi. Cine, amicu? Sau tu? Sau amicu? A, bă! Stai, stai! Bă, da, eu sunt pe jos, bă, și e și poliția pe aici! Bă, de ce ești pe jos? Dacă după mine te puși, băule! Na, și dă-i mâta, na! A, da? Au futu-ți morții în gât să scoate! Amice, ce-i să știu, că n-are voie, da? Stai că-i dau! Nu tu trebuie să-și primul el, mă? Bă, nu trebuie să-și mă futu-ți bai! Vino încoa! Vino încoa! Băi, hai, vino pe ce mai pe tine! N-a ajunge, amice, până acolo cu ăla! Hai, stălbaticule, caută mașina! Bă, caută, e nebun! Păi, dar zice că poate o găsi prostul! E cine o se urcă în ea, nu? Ce-mi place să o primesc 360, ce? Da, trebuie să vă urcați în ea! Îl și pe amicu, salut amice, vezi că e una din parcarea asta de aici. Nu e mă în parcare, că nu era atât de prost. Vie tu în pomnii mei, vie tu în pomnii mei. Bă, cine mă? Mă? Din câte mi se pare mie tu te învârți în același locuri. Cum mă ce, că pe aici nu fusei? Bă, da mă, că pie poliția asta, bă, sunteți prost. Ce trec ăștia pe lângă ea, ceva despre ea lumea pe strada să facă, ce faci lângă mașina mea? Eu sunt lângă mașina, cam ta? Amice, nu e cumva Bentley-ul ăsta șmecher? Nu e un Bentley, e Trax, Bugatti-ul. Bă, ce căriciu meu, aha, că mă blocă poliția. Aolee! Dați-vă de bă, spate, bă! Bă, și la mine e numai poliție, bă, amice, bă! Sunați să vă lase în pace, voi o chemă arăți-mi. E numai aia la o chemă! Dar nu te să mai împușcăm. Atunci nu vă mai împușcați. Tu vă morți, mamile. Aaa, am nicio lucru de ăștia. Remove wanted, aha, un minut. Ce-au trecut ce-mi place să mă la amicul. Salut, amice, ce faci? Stai mă așa. Păi nu mă pot concentra de la poliție și de la dobitocul ăla. Voi trebuie să răspund. Și bă, că eu nu-ți fac nimic. Nu, că știu pe asta. Cred că știu unde. Gata, lasă-mă, gata. Mamă, bă, dar chiar atât de bine o ascunsă-i, bă, știți în cât timp o ascunsă-i? 15 secunde! Păi da, mice, dar aici sunt multe mașini, sunt multe ăștia. E trene, e de ăștia. Mamă, ce-am, bă? Mori ăsta. Ia, pe mine mă pierde poliția. Ia stai, mă. Să mă duc eu în partea asta, cred că e. Eu am impresia că e lângă navă. Eu am impresia că e lângă navă. Garantat e lângă navă. Stai, ce? Bă, nu știu, vă zic sincer, până acum a trecut pe lângă aia de o grămadă de ori. Păi da, vere, dar dacă e ascunsă... Bine, mai am mult bergea decât tu, tu... Te plimbași, n-am adreacu. Cum nu trec pe lângă ea? Bă, mai partea opusă, ce să-ți fac? Bă, cum, că doar ce veni din partea aia ești retardat și îmi zicești că ce, că de ce mă plimb în același loc? Unde ești, mă, unde o ascunsă? Aici, de aici vinici tu. Nu, e de aici, de unde să da cum veni, e de aici. E de aici, e de aici, e de aici. Păi ești retardat și tu am dat zici că e mai mult pe partea lui Bercea. Bă, nu, sunt domitoși, bă! Unde e, mă? Uite, bă, că sunt de domitoși, bă! Să moară ea de o găsesc. Îi fac mai mult doi de dată, tu ți-l ai. Amice, că e hack aici. Da, e hack. Nu, ascultă-mă că-i dispărut și prostul nici mai știe. Eu o văd pe hartă, sunteți nebuni. Păi da, mă, nebune, dar ar trebui să te apropii de ea! Ca să apară! Nebune? Da! Eu sau voi? Tu! Că nu ești data trecută! A. Pe bune? Am ce? Băi da, dar nu vă uitați și voi pe hartă. O găsi! Știam că e aici! Băi da, un căcat de treabă! Că și eu trecui de 100 de ori, asta. Amice, m-am urcat în ea, ia uite, am dovada. Nu intră nimeni aici, până acum. Păi da, dar eu tot trecui până pe aici și mă și uitai, mă, unde e? Cum nu intrară, bă, că intrai pe toate ăștia? Nu intrași aici. Aici nu intrași. Eu tot să trec, amice, jură-te și stai și eu pe filmare, că tot trecui până pe aici și mă tot uitam, stânga-dreapta. Stânga-dreapta, pă, mă uitam.
Păi da, bă, dar nu trecui și eu pe ne pare foarte rău, ne pare foarte rău, sălbaticule, ne pare foarte rău. Am vreau shaorma, am vreau shaorma, am vreau shaorma, am vreau shaorma. Mă uitai mereu pe la ăștia, vere, uite, aici mă bătui cu poliția. Bă, dar zis, nu știu că nu apare. Dar de ce era acolo? Da, dă-te. Păi înseamnă că trebuia să ajung înaintea voastră și să mă pun lângă ea. Păi da, dar dacă te puneai lângă ea... Păi ce farmec avea, nu mai găsea nimeni. Da. Adică păi, până au găseam prea repede. Cam atât o să fie cu acest episod, prietenii mei. De-aia e bine, gen, să ne dai cum ar veni un indiciu, ceva mai amănunțit, știi? Eu v-am zis clar unde e. Păi da, la insula aia oricum era mică, amici, o găseai și dacă... Și dacă era ascuns o găseai, că n-aveai unde să o ascunzi. Da, aia e, pa. Da, în fine, că am zis cu acest episod. Dacă v-am plăcut, uitați să apăsați pe butonul de like și ne revedem data viitoare. Pa.